Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este vicepremierul țării, ministrul al infrastructurii și dezvoltării regionale, domnul Andrei Spânu. Domnule vicepremier, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la emisiune. Bună seara și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Domnul vicepremier, noi avem o mică problemă ăștia din presă și nu doar, și tare vrem ca dumneavoastră să ne ajutați să o rezolvăm. Ce a fost totuși cu poza aia cu domnul Miller? Cine pe cine a dominat? Or, eu nu mi-aduc aminte cu exactitate ce ne-a zis, dar acolo se spunea că la strângerea mâinilor dintre dumneavoastră și domnul Miller, mâna lui Spânu este deasupra, deci el a fost în avantaj, iar mâna lui Miller strângea mai puternic, ce denotă că dorește să sublinieze că ei sunt puternici, deși nu le-a reușit să fie așa în negocieri. De obicei, biruitorii strâng mâna lejer. Mapa lui Andrei Spânu o ține strâns la corp, ca pe o victorie. Așa este cu acest mesaj non-verbal, domnule Spânu? Așa a fost acolo? Domnul Gonța, haideți să nu intrăm în speculații. Eu am fost la Sankt Petersburg să am o discuție în interesul oamenilor și să mă asigur că țara noastră va primi gaz la un preț bun. Și asta contează cel mai mult. Dar v-a plăcut postarea asta cu mesajul non-verbal, cu limbajul non-verbal? Și încă o dată repet, haideți să nu intrăm în speculație și nu insistați pe această întrebare, pentru că sunt subiecte mult mai importante pe care noi putem să le discutăm și un subiect care, evident, repet, l-am discutat la Sankt Petersburg și care contează din punctul meu de vedere, este ca cetățenii Republicii Moldova să aibă gaz la un preț bun. Apropo de asta, spuneți-ne, vă rog, în opinia dumneavoastră, acele negocieri, până la urmă, au fost un succes pentru Moldova sau nu? Că deja nu mai este foarte clar. Eu cred că în contextul internațional și în mod special european a pieței energetice, atunci când ieri ziua de vânzare sau pe piețele europene prețul la gaz era de peste 1100 de dolari și ținând cont că noi la moment cumpărăm gaz la 450 de dolari, eu consider și cred cu toată fermitatea că noi am obținut un rezultat bun. Mai mult decât atât, în momentul în care prețul pe piețele internaționale la gaz va scădea și prețul pentru cetățenii noștri va scădea. Două mici paranteze. Demisia domnului Vladislav Kulminski din funcția de vicepremier are sau nu are vreo legătură cu acele negocieri de la Moscova? Ați văzut și dumneavoastră declarația domnului Kulminski. În momentul în care a decis să-și depună demisia, este o decizie a dumnealui și cred că ar fi necorect față de dumnealui ca să o comentăm. Dar dumneavoastră, credeți în ce a spus domnia sa că este vorba doar de viața sa personală? Eu cred că o declarație a unei persoane, fost viceprim-ministru, în momentul în care și-a depus demisia, este greșit să o comentăm. A doua mică paranteză, dar demisia domnului Ștefan Creangă din funcția de director al ANRE are vreo legătură cu acele negocieri sau nu? Nu. Haideți să cumva să ne uităm pe timp. Negocierile au avut loc în sfârșit de septembrie, luna octombrie. Domnul Creangă și-a depus demisia săptămâna aceasta. Nu prevăd legătură. Ok. Și ultima paranteză. Cine e următorul vicepremier pentru reintegrarea Moldovei? Din ce cunosc, și doamna prim-ministru are discuții cu mai multe persoane. Când va fi decizia, o va anunța. Nu sunt eu cel care decide cine va fi viitorul viceprim-ministru pe reintegrare. Domnul vicepremier, dumneavoastră sunteți cel care a semnat, v-ați spus anumit semnătura pe contract cu Gazprom? Nu. Dumneavoastră, în general, v-ați spus semnătura pe vreun document în toată operațiunea asta? Domnul Gonța, dumneavoastră, cred că știți că m-am pus semnătura pe protocol pe care l-am făcut public imediat când am ajuns la Chișinău. Noi, criza gazelor, am depășit-o? Gata, punct, s-a încheiat istoria asta? Criza gazelor nu afectează doar Republica Moldova. Noi avem o criză energetică la nivel global și dacă vorbim la nivel european, care afectează direct și Republica Moldova. Atâta timp cât această criză nu va fi depășită la nivel european, direct, indirect, vom fi afectați și noi. Fie că prin preț, fie prin securitatea livrărilor sau prin alte modalități prin această criză ar putea să evolueze. Haideți altfel. Iată astăzi Parlamentul țării noastre a acordat cele 1,4 miliarde de lei
pentru datoriile curente pentru gazul natural. Da? Noi am avut acum zilele astea amenințări sau preîntâmpinări din partea Gazpromului să acordăm datoria asta. Ce a fost toată treaba asta? În primul rând, trebuie să spunem lucrurile așa cum sunt. Parlamentul nu a decis astăzi. Astăzi s-a votat în a doua lectură. Decizia de a aloca bani pentru a depăși situația de criză pentru luna octombrie și noiembrie a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale încă la sfârșitul lunii octombrie, când s-a alocat 1 miliard 700 de milioane de lei pentru această situație. Dacă vă aduceți aminte, din acei 1 miliard 700 de milioane, 300 de milioane au fost cheltuiți pentru procurarea gazului la sfârșit de luna octombrie, pentru a stabiliza presiunea în sistemul de transport de gaze. Și a fost cumpărat gaz de pe piață, prin mai multe licitații publice. Apoi, imediat după ce s-a semnat contractul cu Gazprom și am avut claritate că vom avea aceste livrări în volumul total, nu limitat cum a fost în octombrie, s-a mers cu rectificarea bugetului în Parlament. Rectificarea bugetului în Parlament a menținut această alocație de 1 miliard 700 de milioane de lei pentru Energocom. Noi, în calitate de guvern, am decis că cea mai transparentă și corectă metodă este să mergem prin Parlament, ținând cont că nu mai era situația de urgență, având deja contractul cu Gazprom semnat. A fost elaborat proiectul de lege de modificare a bugetului. A fost aprobat în guvern. A fost transmis la Parlament. Săptămâna trecută, joi, acest proiect de lege a fost votat în prima lectură. Conform procedurii, astăzi, joi, s-a votat în a doua și ultima lectură. Acest proiect va fi promulgat de doamna președinte și mâine acești bani vor putea fi alocați pentru situația care s-a creat. Domnule viceprim-ministru, dacă totul e așa de lejer, cum povestiți dumneavoastră, de unde s-a iscat acest așa numit scandal? Ori noi am avut ultimatum din partea Gazpromului. Da. Care a venit acum 3 zile. Ne-au spus, băieți, achitați datoria, în caz contrar, nu vă dăm gaze naturale. Da. Așa. Dumneavoastră știați că noi trebuie, dumneavoastră ca șef negociator, știați că trebuie să achităm aceste datorii, nu? La timp. Sigur. Și noi de ce am întârziat? Noi am întârziat, adică? Deci, conform contractului, și repet, ce nu este o clauză nouă, este o clauză veche care s-a fost în toate contractele, până la data de 20 a lunii următoare se achită consumul de gaz curent pentru luna precedentă și un avans de 50% pentru luna următoare. Asta este o prevedere veche din contract. Nu a fost negociată la Sankt Petersburg sau la Moscova. Moldova Gaz trebuia să achite consumul pentru luna octombrie și avans pentru noiembrie până pe 20 noiembrie. Noi știam de această problemă. La sfârșitul săptămânii trecute, despre această problemă a fost informat Gazprom. La acea etapă nu s-a vorbit despre niciun ultimatum. Luni, reprezentanții Gazprom au convocat Consiliul de Observatori Moldova Gaz ca să discute despre această problemă. Știind care este situația, am solicitat în calitatea mea de viceprim-ministru, pentru că eu nu sunt membru al Consiliului de Observatori Moldova Gaz, dar am solicitat să particip la această ședință și să discut, să explic care este situația. Suplimentar, în ziua, încă săptămâna trecută, am solicitat o discuție cu domnul Miller. Din păcate, am avut această discuție de-abia luni. Da, domnul Miller a acceptat să avem această discuție și am discutat luni. I-am explicat domnului Miller care este situația și că mai avem nevoie de un pic de timp ca să trecem toate procedurile legale de acordare acestor resurse. La ședința Consiliului de Observatori am explicat suplimentar toate etapele și ce a făcut guvernul ca să depășim această situație conform protocolului pe care l-a semnat punctul 8. Și la discuția cu domnul Miller și în cadrul ședinței Consiliului de Observatori nu a fost menționat despre un careva ultimatum. S-a luat o singură decizie la acel Consiliu Observatori prin care se cumva, nu că se obligă, dar se spune domnului președinte Moldova Gaz, domnului Ceban, ca să ia toate măsurile ca să se achite acea datorie. După ședința Consiliului de Observatori, deja a apărut prima declarație în presă din partea Gazprom,
A fost trimisă acea notificare către Moldova Gaz. Moldova Gaz a trimis notificarea către guvern, către ministerul pe care îl reprezint. Noi am luat act de notificare, am făcut o solicitare suplimentară către domnul Miller în care am solicitat ca să fie acordat timp până vineri pentru a trece toate procedurile despre care am menționat. Și știți deja răspunsul, am primit răspunsul pozitiv că se așteaptă până vineri. Sunt sigur că mâine, astăzi s-a votat, mâine se vor face transferurile și totul va fi ok. Domn vicepremier, la dumneavoastră v-ați putut explica de ce, dacă domnul Miller la prima discuție de luni a zis ok, așteptăm toate procedurile? Și... Nu am spus asta. Am spus că domnul Miller nu a spus despre un ultimatum. A spus că vor analiza, dar nu mi-a spus că așteaptă toate procedurile. Eu am vorbit cu domnul Miller până la ședința Consiliului de Observatori. În cadrul Consiliului, la fel, nimeni din reprezentanții Gazprom nu a spus de ultimatum. Au venit cu un proiect de decizie. În proiectul de decizie nu se referă nici la un moment dat la 48 de ore, după care am primit notificare despre care deja toți știm. Și după care iarăși ați vorbit cu domnul Miller? După notificare. După notificare, a doua zi am trimis solicitarea ca să prelungim până vineri și ieri am avut o discuție suplimentară cu domnul Miller în care mi-a confirmat că se așteaptă plata până vineri. Dar v-a explicat de ce a fost nevoie de acest ultimatum? Nu am intrat în aceste discuții și cred că contează mai puțin. Important acum să ne asigurăm că facem plata și cetățenii vor primi gaz în continuare. Câte partide, câți experți avem noi în Moldova, toate atâtea păriri. Eu, înainte de emisiune, încă foarte clar n-am înțeles ce-s cu banii ăștia. Vă spuneau că unii spun că asta e datoria termoelectrică, uh-huh. Alții spun că asta e datoria istorică pe care dumneavoastră v-ați angajat să o întoarceți. Cei din partea numărul 3 zic că e datoria curentă. Haideți, în 30 secunde, foarte simplu, miliardul ăsta și 400 de milioane, încă o dată, este o datorie? Lucrurile vor fi mai greu de explicat în 30 secunde, dar eu voi încerca. Repet, conform procedurii și contractului care îl are Moldova Gaz cu Gazprom, contractul mai vechi din 2006, prelungit în continuare încă pe 5 ani, este a 19-a prelungire a acelui contract din 2006, clauza de achitare pentru consum de gaz este următoarea. Pentru luna noiembrie, hai ca să luăm un exemplu, se achită diferența pentru luna octombrie și un avans de 50% pentru noiembrie. Dacă vorbim pentru luna decembrie, se va achita 50 din noiembrie care au rămas de procente și un avans pentru decembrie de 50%. Asta este mecanismul prin care se achită. Ținând cont că în luna octombrie tariful sau prețul de achiziție a gazului a fost de $790, iar tariful pentru cetățeni nu a crescut, a fost 4,2 lei în octombrie, s-a creat o disbalanță în plăți și Moldova Gaz nu are cash sau nu are bani în cont să poată să achite această diferență de 74 de milioane. Ori, dacă creștea tariful în luna octombrie la prețul gazului de 790, cetățenii și mediul de afaceri trebuia să achite nu 4,2 lei, dar aproximativ 16 sau poate chiar 17 lei pe metru cub. Asta nu s-a întâmplat. Și pentru că aceasta, și noi am spus că nu vom crește tarif sau până când nu avem claritate cu contractul. Din acest motiv s-a creat această situație care este doar la moment. Acum, Moldova Gaz trebuie să achite aceste $74 de milioane. Soluția pe care și care ne-am angajat că în situația aceasta de criză guvernul va veni cu un ajutor a fost să găsim o formulă legală, corectă, transparentă și care să rezolve mai multe probleme, dacă vreți, dintr-o lovitură. A fost discutat într-un grup de lucru cum să facem cel mai bine asta. Soluția la care s-a ajuns este următoarea. Termoelectrica are o datorie probată, dacă vreți, deja de aproximativ 2 miliarde de lei. Această datorie la agentul termic a fost creată încă din anii 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Această datorie
este probată prin titluri executorii. La moment, Moldova Gaz aplică sechestru pe conturile Termoelectrica deja de mai mulți ani și Termoelectrica încet, încet întoarce acea datorie. Acea datorie la moment este de sub 2 miliarde, a fost mult mai mare. Acum, pentru a debloca situația cu asta, soluția care a fost așa, o parte din această datorie de 2 miliarde să fie cesionată către Energocom. Ce înseamnă cesionată? Că Termoelectrica sau Energocom preia datoria de la Moldova Gaz și Termoelectrica nu mai este dator la Moldova Gaz, dar este dator către Energocom. Acești 1 miliard 400 milioane de lei, fiind alocați la Energocom, Energocom transferă banii către Moldova Gaz. Moldova Gaz, având obligația de a achita gazul către Gazprom, achită acea sumă de 74 de milioane, iar această datorie între Termoelectrica și Energocom rămâne între două companii de stat și care încet, încet va trebui să fie returnată către Energocom și Energocom o va folosi în calitate de fond statutar pentru activitatea curentă sau o va întoarce în bugetul Republicii Moldova. Domnul vicepremier, luna viitoare, către 20 decembrie, noi iarăși ne vom confrunta cu ceva, cu un scenariu similar sau nu? Nu. Deci, în primul rând, iarăși, dacă revenim la protocol, dacă ați citit punctul 8, la care s-a făcut foarte multă referință, vorbim de luna octombrie și noiembrie, pentru că era clar că pentru această perioadă ar putea sau este clar că va apărea o astfel de situație. De ce nu va apărea pe 20 decembrie? În primul rând, prețul de achiziție a gazului este mult mai mic. Nu vom cumpăra gazul cu 790 de dolari, cum l-am cumpărat în octombrie, dar îl cumpărăm la 450. 2. Tariful nu mai este 4,2 lei, tariful a fost aprobat de ANRE, este 11 lei și guvernul deja a venit cu un pachet de 1,5 miliarde de lei de susținere pentru populație ca să poată să achite acest tarif. La moment, după facturarea lunii noiembrie, cetățenii mediul de afaceri vor achita, se vor acumula suficiente resurse în baza tarifului și prețului de achiziție a gazului, vor fi făcute aceste achitări și Moldova Gaz va fi capabilă să achite factura pentru luna noiembrie. Contractul dintre Moldova Gaz pe care l-ați negociat dumneavoastră și Gazprom rămâne în continuare secretizat sau asta era parte secretă? Nu, partea secretă nu poate să fie asta, este o clauză cunoscută de mult timp. Deci, atunci la ce să ne așteptăm noi dacă este ceva care domnul e secret? Haideți să, eu m-am repetat cred că de 10 de ori deja. Poziția mea clară este că acest contract trebuie să fie public. Trebuie să fie public. Eu personal am solicitat domnului Miller, atunci când am semnat protocolul, am spus că protocolul va fi public, indiferent de poziția lor, pentru că este semnătura unui demnitar de stat, adică eu, l-am făcut public. Am solicitat ca acest contract cu Moldova Gaz Gazprom să fie făcut public, la care mi s-a spus foarte clar, este un contract comercial între Gazprom și Moldova Gaz și ei nu permit publicarea lui, ținând cont că este o formulă comercială și pentru că în experiența Gazpromului și nu doar, sunt și mai multe companii, niciun contract cu nicio țară nu este publicat. Și nici alte guvernări, până la guvernarea noastră, nu a publicat contractul. Da. Deci nu este o chestie că eu vreau sau nu vreau. Pentru, iarăși repet, pentru mine este cel mai simplu că el să fie făcut public. Eu știu ce este și nu am niciun sentiment că ar putea să apară ceva ce nu se știe. Iată asta. Mai simplu, din ce, dumneavoastră, cunoscând contractul, da, pe noi, muritorii de rând, ar trebui ceva să ne îngrijoreze în această secretizare sau nu? Ar trebui să apară ceva peste un an, peste jumătate de an, mâine, sâmbătă? Nu este niciun angajament care nu este cunoscut decât formula. Eu nu văd, mai mult decât acest contract a fost trimis la ANRE, ANRE l-a avizat, adică acest contract, ca să fie clar, nu înseamnă că el este secret, l-a văzut doar Andrei Spânu, Vadim Ceban și domnul Miller. Acest contract l-a văzut mai multă lume, a fost trimis la Andrei, Andrei a avizat contractul. Dumneavoastră vorbiți foarte frumos și foarte explicit. Mă bucur. Dar este o problemă. Eu nu pricep. Dar sunt oameni care zic pricep. Mă bucur. Iată, un fost vicepreședinte de Parlament, domnul Slusar, de exemplu, spune că pentru toată epopeia asta, dumneavoastră trebuie să demisionați. De ce domnul Slusar spune asta?
Are motive. Domnul Slusar este un politician, din ce înțeleg eu, are o activitate politică. Eu personal respect dreptul la opinie, fiind ca un drept constituțional, și nu am de gând să comentez o afirmație a unui politician nici într-un fel. E dreptul dumnealui să o fac, eu doar pot să respect și să trag cu urechea, dacă vreți. Dumneavoastră, deci, ați fost responsabil pe toată istoria asta, care parcă s-a încheiat, odată cu faptul că doamna Maia Sandu semnează decretul sau promulgă. Nu sunteți mândru de ce ați făcut? Nu, eu rar folosesc cuvântul mândru. Știu că puteți folosi alt cuvânt. Da, știu că îl folosești mai des. Eu am spus, eu sunt cu inima împăcată că am făcut ce trebuie pentru țară și pentru oameni. Eu trebuie să fiu împăcat, cu inima împăcată față de regizor care vrea publicitate. Luăm câteva clipe, domnul vicepremier, și revenim. Publicitate, domnilor și doamnelor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul vicepremier, încă două întrebări maxim despre subiectul ăsta și mergem la altele. Domnul Ion Sturz a fost prim-ministrul țării noastre, declarat zilele trecute la emisiunea la doamna Bogza că șefa celulei de criză în problema gazului a fost doamna Maia Sandu. Ea a fost șefa celulei de criză sau dumneavoastră totuși? Eu n-am mai înțeles cui să-i mulțumim pentru faptul că e ok. În Guanța, nu trebuie să îmblăm cu mulțumiri. Noi am avut o muncă de echipă în această situație, unde a fost implicat doamna președinte, Ministerul de Externe, doamna prim-ministru, alți colegi, inclusiv de la Moldova Gaz, inclusiv din Parlament. Toată lumea a contribuit ca să depășim această situație. Și dacă e așa, de ce toate oalele sparg anume de capul dumneavoastră? Pentru că e domeniul meu de responsabilitate și eu nu am o problemă cu să-mi asum această sau să accept că multe comentarii sunt în direcția mea. Deci, până la urmă, segmentul de energetică este responsabilitatea ministerului pe care îl conduc și este corect, din punctul meu de vedere, ca cele mai multe întrebări să fie către minister. Și dacă e așa, de ce n-ați început negocierile cu alte Miller și tot băieții ăștia de acolo mai devreme? Ori știați încă în august-septembrie că tarifele, prețurile la gaze naturale cresc și urmează să o pățim și noi ca toți ceilalți. Eu am spus de mai multe ori că această afirmație nu este adevărată. Noi am avut o poziție foarte clară. Noi am ajuns la guvernare pe 6 august. Chiar în prima săptămână am avut o primă discuție cu conducerea Moldova Gaz, în care am solicitat informații referitor la modul cum văd ei semnarea contractului sau prelungirea contractului. La acea etapă am fost informat că aceste discuții au avut loc cu reprezentanții la nivel tehnic de la Gazprom, s-a ajuns la o înțelegere și în scurt timp va fi prelungit contractul. Pe un an sau pe trei. Deci asta a fost informația pe care am primit-o. Odată în săptămână sau uneori și mai des aveam un schimb de discuții cu Vadim Ceban în care solicitam să fim informat când va fi semnat contractul. Informația era clar că în curând va fi semnat. Conform legii, până pe 15 sau cu 15 zile înainte de expirarea contractului, este nevoie să, ca acest contract să fie prezentat, noul contract, către ANRE. Pe 14 septembrie, dacă nu greșesc, cu 15 zile înainte, am avut o ultimă discuție în care am solicitat să mi se spună dacă s-a semnat contractul sau nu. Ori noi în continuare credem că această relație între Moldova Gaz și Gazprom trebuie să fie o relație comercială. Pentru că vorbim de două companii, de un produs, gaz, care ar trebui să ajungă în țara noastră. În momentul în care era clar că pe data cu 15 zile, conform legii, contractul nu va fi prezentat la ANRE, am trimis un demers către domnul Miller, în care am solicitat să avem o discuție fie la Chișinău, fie la Sankt Petersburg, fie online, în care să discutăm toate problemele și să vedem de ce nu se semnează acest contract. Asta a fost la mijlocul lunii septembrie. Am avut câteva discuții telefonice despre care am anunțat. La acea etapă, inclusiv domnul Miller ne-a comunicat că se va extinde, dacă nu pe o perioadă, pe o lună de zile, la condițiile vechiului contract,
Noi am zis că ok, dacă se extinde pe o lună la condițiile vechiului contract, ca să mai avem timp de discuții, suntem gata să-l extindem pe o lună. Am zis că este nevoie să mergem la Sankt Petersburg și țineți minte că am fost la începutul lunii octombrie la Sankt Petersburg, în care am continuat discuțiile. Și deja mai departe cunoașteți. Deci faptul că noi nu am intervenit la timpul potrivit este pur și simplu un fals. Domnul ministru, dar domnul Vadim Ceban, șeful la Moldova Gaz, a făcut tot ce a putut pentru a depăși această situație care a avut-o noi în ultima vreme. Eu am să recunosc că din momentul în care mă ocup sau cumva intră în responsabilitatea mea acest subiect, am avut toată deschiderea din partea domnului Ceban și consider că în mare parte s-a făcut tot ce se putea ca să avem condiții de livrare bune pentru țara noastră. Deci am lucrat în echipă și nu am simțit careva sabotări sau situații în care să nu se dorească anumite lucruri. Deci cam asta. Până la ultimatumul celor de la Gazprom, dacă Moldova Gaz probabil anunțase că ar putea să micșoreze totuși tariful de la 11,8 ceva mai jos, da. Mai e asta în vigoare sau totuși rămâne 11,8 și amin? Eu am spus, chiar dacă am înțeles că pentru cineva pare stranie poziția guvernului, noi trebuie să ne uităm și la componenta cumva legală sau metodologică. Conform metodologiei, ANRE calculează prețul media prețului de cumpărare a gazului pe un an de zile. Acum, ceea ce a comunicat ANRE-ul calcula prețul pentru anul 2021. O medie a prețului pentru 2021. Ce înseamnă asta? Am să vă dau doar un exemplu. În ianuarie-februarie anul 2021, prețul de achiziție a gazului a fost $120. Apoi a fost foarte, foarte mic. Așa era piața. Începând cu luna iulie, prețul a început să crească. Da? A crescut în iulie, a crescut în august, a crescut în septembrie. În septembrie a fost $550, în octombrie a fost 790, acum este 450. Vedem cum va fi prețul în lunile următoare. Moldova Gaz a venit cu calcule pentru 14 luni, pentru că este evident că prețul ăsta de 8,9 nu acoperă prețul de achiziție a gazului. Și doar matematică simplă, nu vreau să intru în multe detalii. Hai să luăm luna septembrie. $550 prețul de achiziție, doar de a gazului, fără alte cheltuieli. Înmulțim cât este cursul la dolar, este 17,5, hai să luăm, sau 6. Asta înseamnă deja peste 10.000, 14.000 de lei. Asta înseamnă un metru cub 14 lei. Doar prețul gazului. Chiar dacă vorbim la prețul de $450 care este acum, mulțiți cu 17 și o să vedeți că deja este aproape 8 și un pic. Da. Dacă mulțim 790, cât a fost în octombrie, cu cursul dolarului, doar prețul gazului, o să vedem că deja este aproape de 20 sau și mai mult. Deci este clar că acest preț de 8,9 nu acoperă. Iar metodologia, dacă o aplicăm pe media asta, vom crea din nou probleme precum le avem acum în octombrie. Și de ce credem noi că trebuie să fie 11? Noi avem o situație de anomalie pe piață. Da? În toți anii prețul a crescut, a scăzut, dar a crescut cu 10%, cu 20%. Nu a crescut de 2, 3, 4, chiar și 5 ori mai mult. Respectiv, atunci când este clar că prețul este 550, dar tu bagi în formulă un preț de $120, nu este rațional. Și am comunicat și eu către ANRE și către Moldova Gaz. Fie noi punem acum un preț de 8,9, da? Moldova Gaz va avea probleme cu achitarea, vom ajunge în ianuarie, când va trebui să aplice deja altă metodologie și vom avea preț în loc de 11, vom avea 13 sau 14 sau și mai mult. Și eu am spus și spun încă o dată, guvernul a calculat pachetul de suport reieșind de la tariful de 11 lei. Nici pentru societate, nici pentru mediul de afaceri nu este bine să trăiască în incertitudine. Azi e 9, mâine e 10, poi mâine e 17. Deci este nevoie de o stabilitate a prețului. Și asta se întâmplă permanent pe piața energetică. Când prețul se stabilește o dată în an, ca să creezi, vă dați seama, pentru un business care produce, nu știu, hai să zicem, orice, apă sau asta. Și azi e 8, poi mâine e 14.
Deci asta cumva complică lucrurile. De asta e pentru stabilitatea prețului, pentru capacitatea sistemului de a veni cu subvenții, de a veni cu pachetul ăsta de suport, este bine ca noi să avem acest tarif pe 14 luni. Apoi, noi la nivel de minister vom urmări cum evoluează prețul la nivelul pieței europene. În momentul în care se va vedea că prețul scade și este nevoie de revăzut tariful în vederea diminuării lui, noi vom interveni. Ori, dați-vă dau un exemplu, știu că vorbesc poate prea mult, dar la sfârșitul lunii octombrie prețul pe piețele internaționale a scăzut sub 800 de dolari. Era 700 și un pic. Și la conferința mea de preț am spus că s-ar putea în noiembrie sau în decembrie să avem prețul de achiziționare a gazului sub 350 de dolari. Asta am spus. Și este adevărat, la sfârșitul lunii octombrie prețul s-a dus jos. Ca imediat, ultima săptămână, prețul să se ridice înapoi la 1140 ieri. Și dacă adăugăm transport, va fi 1200. Și asta nu depinde de Moldova sau de mine. Eu mi-aș dori ca prețul gazului să fie acum 150 sau 120, cum a fost anul trecut. Vedeți prețurile în România? Haideți să ne uităm în Ucraina? Haideți să ne uităm peste tot în regiune. Este o situație complicată. Este o situație grea și pentru cetățeni și pentru mediul afaceri. Apropo de acest mediu de afaceri, iată, dumneavoastră veniți din business. Dumneavoastră credeți că mediul de afaceri va rezista noilor tarife? Eu cred că mediul de afaceri... Bun, întrebarea este un pic manipulatorie, dacă poți, că va rezista sau nu. Evident, noi ne dorim ca mediul de afaceri să reziste. Este evident că este în interesul tuturor ca mediul de afaceri să reziste. Ce știu cu siguranță este că mediul de afaceri din Republica Moldova va avea un preț la gaz mult mai competitiv decât în regiune. Asta cu siguranță. Acum noi analizăm și Ministerul Economiei analizează anumite opțiuni să vedem dacă este cazul să intervenim și pe anumite segmente mai vulnerabile în acest sens. Și dacă va fi cazul, vom interveni. Promit că ultima întrebare despre gaze naturale. Cât am plătit noi pentru acele gaze naturale alternative? Am zis, 300 de milioane. Ok. De lei, din cele 1.700.000.000 care au fost alocate. Domnul premier, dacă nu greșesc, biroul dumneavoastră se află chiar în clădirea guvernului, așa-i? Da. Ați văzut că astăzi au protestat în Piața Mare a Naționale Transportatorii. Da. Ei amenință cu grevă generală, da, și oprirea curselor pentru pasageri. Da. Dacă guvernarea nu le oferă facilități, fie să majoreze tarifele pentru călătorii. Și pentru că eu cam știu ce urmează să spuneți, întrebarea a doua este, când ultima dată s-au majorat aceste tarife? 2019. 2019. Da, cu intrare în vigoare în 2020. Aproape s-au, cu 20 de bani, aproape s-au dublat. Așa. Atunci, ce vor ei acum? Sunt întemeiate, haideți altfel, întemeiate motivele în protestele lor? Eu nu pot să vorbesc despre proteste, pentru că eu sunt am fost și sunt în continuare și cred că protestul este o formă democratică de a-ți exprima opinia. Eu personal am participat la 10, poate sute de proteste pe parcursul timpului. Da, din 2009, de când eram la universitate. Eu niciodată n-am să vorbesc că un protest este rău sau bine. Deci un protest este un drept și el așa trebuie să rămână în continuare. Este un drept fundamental, constituțional. Asta e frumos, la tarife. Nu, nu, asta contează, pentru că în momentul în care eu am discutat cu transportatorii, și credeți-mă că am discutat inclusiv cu reprezentantul asociației și la telefon, și pe WhatsApp, și în ședințe. Cred că am avut vreo 7-8 ședințe minim. Și nu suntem în situația în care să nu avem comunicare. Okay. Inclusiv săptămâna trecută cu secretarul de stat și săptămâna cealaltă, chiar și în situația aceasta de criză cu gazele, m-am întâlnit permanent ca să-i ascult și să vedem ce putem face. În momentul în care m-a anunțat că vor să protesteze, le-am spus că e dreptul vostru, protestați. Acum, la subiect. Calculele prezentate de ei, eu nu le voi accepta niciodată. Niciodată. Și am să explic și am trimis și un comunicat azi la presă. Ori atunci când vrei creșterea tarifului de la 60 de bani pe kilometru la 1,35 lei și chiar la 1,80 lei, adică dublarea, triplarea. Atenție, dublarea, triplarea. Și am să vă dau un exemplu. Chișinău-Bălți, 90 de lei, ei vor 180.
de lei. Niciun protest de-a lor nu o să mă oblige pe mine să semnez o astfel de ordine. 2. Niciun fel de calcul de-a lor care nu are matematică și argumentare în spate nu va fi acceptat. Noi în continuare discutăm cu ei. Am trimis demersuri ca să fim informați despre costuri și vom continua să lucrăm și cred că în decembrie vom ieși, că noi suntem obligați odată în an, să fie să ajustăm, fie să reconfirmăm aceste tarife. Și eu chiar îi aștept ca să avem o discuție serioasă la acest subiect. Dați să vă dau doar o cifră. Dumnealor vor să includem în tarif valoarea transportului unui microbus, o valoare de jumate de milion de lei. Eu am zis ok, hai să analizăm parcul dumneavoastră de transport. Peste 80% din parcul lor este de peste 15 ani, iar peste 60, dacă nu greșesc, este peste 20 de ani. O simplă căutare în un site, ca să nu fac reclamă, o să vedem că aceste transporturi costă 10.000 sau și mai puțin, adică 200.000 de lei. Ei vor jumate de milion. Mai mult decât atât. Tariful, la moment, poate fi 60 de bani, dar poate fi 70 de bani, cu 10 bani mai mult. Doar 3% din transportatori aplică tariful de 70 de bani. Restul nici nu au interes să-l aplice. Merg în continuare cu 60. Pentru că au fost puse niște condiții. Mergeți, treceți o testare de confort așa numită, demonstrați că microbuzul sau autobuzul e în stare cât de cât bună și puteți aplica 0,70. Eu am o întrebare. Dacă acum puteți crește tariful cu 10 bani pe kilometru, nu pe curs, pe kilometru. Eu vin din Saturatul și sunt aproximativ 20 de kilometri. La tariful de 60 de bani, asta înseamnă 12 lei. Da? Dacă sunt 20 de kilometri, 60. Ei acum de la 12 pot să-l crească la 14, dacă aplică 70. Deci cu 2 lei poate să pe fiecare. De ce nu fac asta? Acum, credeți că eu știu satul din care vin. Deci ei vor de la 12 să crească, în cel mai bun caz, la 24. Dar dacă aplicăm aproape de 3 ori, vor până la 30 de lei. Eu dacă merg în sat la mine, și cred că unii o să mă privească, și dacă le spun că de mâine tariful de la Chișinău la Ratuș va fi 30 de lei, eu nu mai intru în sat acolo. Domnul vicepremier. Și ultima chestie pe transport. Vă rog. Cei care au ieșit la protest sunt reprezentanții unei asociații. Unii singuri asociații. Și am transmis și mesajul ăsta. Noi vom discuta cu toate asociațiile. Dar mai mult decât atât. Vom începe să discutăm cu fiecare transportator. Pentru că speculațiile unora pe acest segment sunt absolut nejustificate. Dar absolut nejustificate. Și mai mult decât atât. Noi lucrăm la codul transportului, la modificări. Și aici am un mesaj pentru primar. Vom modifica codul transportului așa ca să dăm mai multe drepturi primăriilor să intervină. Ori, dacă și-am avut plângeri din partea primarilor în ultima, în aceste 100 de zile, a fost pe calitatea transportului. Că s-a pornit microbuzul și au cedat frânele la Zaicana în Criuleni și au făcut accident. Că au promis că schimbă microbuzul și a doua zi a venit același microbuz și iară nu s-a pornit pentru că nu mergea. Pentru că unii transportatori deja de 20 de ani au monopol pe anumite rute și nu se schimbă nimic. Vom da dreptul primăriilor să intervină, să ne informeze, să ne spună ce și cum. Și doar după aceste modificări, eu, cu tot respectul față de transportatori, față de șoferi, pentru că șoferii sunt, nu, proprietarii care stau în spate, acolo o duc bine mersi, șoferii o duc mai rău și cei care lucrează acolo, cu tot respectul și înțelegerea situației, vreau să-i ținem în țară, vreau să fim aproape de, vreau să fac un program național în care să-i ajutăm să schimbe parcul, un fel de rabla pentru microbuze și pe asta. Dar toate aceste discuții trebuie să fie serioase, corecte, transparente și nu cum mi-a spus cineva, n-am să-i dau numele pentru că nu vreau să-l supăr, că mi-a spus așa, domnul ministru, până acum toți ministrii ne-am înțeles, până a ieșit la protest. Și am spus că mă bucur că v-ați înțeles, dar eu voi merge pe metodologie și pe calcul. Dacă îmi demonstrați că asta, o să discutăm. Domnul vicepremier.
Asta știți foarte bine. Ei cer maxim ca să obțină măcar ceva. Dacă azi e 60 de bani, dumneavoastră sunteți gata până la cât? Până la 80, 90? Eu nu sunt gata, domnul Gonță, eu nu sunt gata să ghicesc. Eu sunt gata să am calcule și informații. Dar cel puțin era, dumneavoastră, dacă pot să vă dau o întrebare, nu e cazul să răspundeți, dar așa, să, dacă am avea o discuție. Credeți că este rațional să vii să ceri o mărire dublă, chiar triplă? De asta și spun că ei cer dublu, triplu ca să obțină măcar ceva. Nu, eu le-am propus o discuție sinceră și corectă. Pe baza calculurilor, nu pe baza cum mi-au spus mie că noi până acum ne-am înțeles. Eu le-am propus o discuție sinceră. Hai să ne așezăm. Noi avem calculul noastră, am așteptat calculele lor. Eu nu am de gând să discut cu că ei vin de la 3 să ajungem la mijloc. Chiar și la mijloc. Vi se pare corect de la 60 la 1 leu 30 minimum ar fi un leu, un leu și ceva. Că ei invocă prețul la motorină. Cât a crescut prețul la motorină? Crește bine și eu. Da, dar aveam deja aproape o săptămână când scade înapoi. Da, e adevărat. Încă o întrebare. Când a început să crească prețul la acum două motor? Acum două luni, dar până acum. Mai departe. Eu am să vă dau câteva întrebări ca, și sper că mă audă transportatori. Ei vorbesc despre serviciile de gară. 10%. Ei le pun și la tur și la retur. Când se duc în sat, plătesc cuiva tariful la gară? Nu. Nu. Mai departe. În tot tariful este pusă uzura transportului. Și a fost pusă de 30 de ani. Uzura pentru mașini. De ce n-au schimbat parcurile? O să-mi zică COVID. COVID-ul este de un an și ceva. Dar până acum, de ce n-au schimbat mașinile de 20 de ani, care trebuia să le schimbe de mult? Și bani pentru uzură au fost incluse în tarif. De ce nu le-au schimbat? Vreți să vorbim? A spus foarte corect. Eu vin din afaceri. Și ei, eu nu pot să mă las manipulat pe aceste subiecte. Eu mă las manipulat, regizorul vrea publicitate, luăm câteva clipe și revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn vicepremier, s-a scumpit lumina. Pentru noi, consumatorii casnici, încă nu. Când vom fi fericiți și la acest compartiment? Domnul Gonța, nu s-a scumpit lumina. Haideți să pornim de la asta. Deci s-a scumpit tariful sau solicitat de termoelectrica pentru energia pe care o produce termoelectrica. Așa. Vă reamintesc, cea mai mare parte din energie noi o cumpărăm de la centrala de la Cuciurgani, nu de la termoelectrica. Cea mai mare parte. Uh-huh. Corect? Da. Așa. Deci trebuie să fim corect. Prețul de achiziție a energiei electrice de la Cuciurgani nu s-a mărit. A rămas în baza contractului semnat în luna martie, 54 de dolari. Și pentru că energia electrică se face în baza gazelor naturale și gazele naturale s-au scumpit din martie, urmează și acolo scumpiri. Asta e clar. În martie vom avea o nouă licitație pentru achiziționarea energiei electrice și vom vedea. Noi vorbim de acum. Dumneavoastră aveți dreptate când spuneți că tariful la energia electrică produsă de termoelectrica și care este cumpărată de Energocom și introdusă în sistemul de transport a crescut. Asta nu înseamnă că crește prețul la energia electrică. Eu am discuții cu Premier Energy la subiectul dat, ca să înțeleg cum afectează această creștere, marja de creștere, energia produsă de termoelectrică, la volumul total de energie electrică consumat de Republica Moldova. Și ce zic ei? Deci, vineri, voi avea o discuție cu ei. Ei spun că ar putea să fie nevoie să crească. La moment, eu nu văd necesitatea creșterii tarifului, cel puțin până în martie. Dumneavoastră nu vedeți, dar e posibil că deja văd. E posibil să spună că se vor acumula anumite deveri negative. Dar aceste deveri negative, spre exemplu, Premier Energy m-a informat că ei iau pe cont deveri pozitive. Ce înseamnă asta? Înseamnă că cetățenii, ținând cont că energia este la un preț, asta au plătit pe parcursul timpului mai mult decât era inclus în tarif. Și acum se va face o balanță. Eu vreau să am aceste calcule vineri. Voi discuta cu ei, voi vedea care este opinia lor și după asta vom decide. La moment, din câte am văzut și Andreu a declarat că până în martie nu se așteaptă creșteri. Chiar dacă vor fi solicitări, nu se așteaptă la creșterea tarifului la energie electrică pentru că ele se vor acumula în baza deverilor negative. Dar nu riscăm să avem aceeași istorie ca la gaz. Premierul cumpără, Premier Energy, da? Cumpără la prețul care deja e majorat sau mare. Repet, nu putem, pentru că cea mai mare cantitate de energie este cumpărată de la Cuciurgani. Iar prețul de la Cuciurgani nu a crescut. Pe scurt, până în martie aici știri n-avem. Eu sunt sigur că nu ar trebui să crească prețul până în martie. Ok.
Dumneavoastră sunteți membru al Partidului Acțiune și Solidaritate și mai mult decât atât sunteți secretar general al formațiunii. Just? Da. Așa. Haideți să schimbăm temele. Da, în sfârșit. Așa. Domnule secretar general al PAS-ului, cum v-au părut rezultatele alegerilor locale de la Bălți? Primul tur. Un pic surprinzător, trebuie să se recunosc. Am avut un pic alte așteptări referitor la cele rezultat, dar asta este, cetățenii votează, noi doar trebuie să ne cumva să le acceptăm așa cum sunt, să vedem dacă nu s-a încălcat legea, dacă a fost totul corect și în rest asta este, democrație. Doamna Marina Tauber, care a luat locul întâi, zice că vreți să aplicați fostele metodele lui Vladimir Plahotniuc, să o excludeți fie pe ea din cursă. Metode mai puțin ortodoxe, dar foarte eficiente. Sau varianta 2, vă gândiți să-l scoateți pe Grigorișin pentru ca domnul Marcuș să ajungă în turul 2, chiar dacă n-a ajuns în turul 2. Aveți așa discuții, așa planuri? Bun, e clar că nu o spuneți că da, avem așa planuri, dar să rămâne între noi, domnul Gonța. Da. Eu nu am să comentez declarațiile doamnei candidat. Atâta timp, unica ce ne interesează pe noi ca și partid și ne-a interesat încă de la fondarea partidului a fost că să avem alegeri corecte, cu finanțare corectă, transparentă și egale. Ele au fost corecte la Bălți primul tur? Eu cred că nu. Opa! Dar ce a fost anumit incorrect acolo? Ori dumneavoastră aveți CEC-ul, dumneavoastră aveți poliție, dumneavoastră aveți SIS-ul, care e foarte activ în ultima vreme, dumneavoastră aveți totul și parcă nu s-a depistat nimic. Urmează să depisteze post-factum? Deci eu cred că, și asta, eu la fel trebuie să recunosc că nu am urmărit foarte atent aceste alegeri, ținând cont că eram implicat în alte procese despre care am discutat deja. Dar am primit suficiente semnale care arată că această campanie iarăși a fost finanțată netransparent, cu bani neclari, cu raportări fictive pe alocuri și asta lasă multe semne de întrebare. Unde aveți dumneavoastră dreptate este că instituțiile statului trebuie să-și facă treaba mai bine. Din păcate, suntem în situația în care constatăm că nu este suficientă claritate și nu este probabil suficient mandat sau ca aceste lucruri să fie luate mai în serios, să fie o divizare a responsabilităților mai clare. Cine investighează, cum se investighează, cum se raportează fraudele în alegeri. Pentru că, haideți să recunoaștem, până ajunge noi la guvernare, nicio guvernare nu s-a ocupat serios de modificarea legislații în vederea contracarerii finanțării ilegale a partidelor politice. Din ce cunosc, Ministerul Justiției deja lucrează la diferite mecanisme, dar ele încă nu sunt în funcție. Pe dumneavoastră v-ar uimi, domnule Spânul, dacă doamna Marina Tauber va fi exclusă din cursa asta electorală? Dacă se vor prezenta suficiente probe care demonstrează că campania doamnei Tauber a fost finanțată ilegal și necorect, și probele vor fi evidente, atunci nu m-ar surprinde. Da. Sună periculos. Sună corect. Andrei Năstase a fost scos ilegal din cursa electorală? A fost, mandatul lui Andrei Năstase a fost anulat ilegal din cursa electorală? Da. De primar. Ilegal. Bine. Dar haideți totuși să facem o diferență. Eu am vorbit de ilegalitatea finanțării campaniei care a avut loc. Nu, pur și simplu, până s-au anunțat rezultatele la Bălți, nimeni n-a observat nicio problemă la Bălți. Dar când au venit rezultatele, toți spun că ceva n-a fost ok acolo. Eu nu prima dată sunt întrebat de dumneavoastră la această emisiune, la acest subiect, și dacă eram întrebat și înainte și cum aveam să răspund aceeași chestie. La congres. Deci avea să spun aceeași chestie. Să nu uităm că domnul Năstase a fost sau nevalidat alegerile în baza la ce? Facebook. Așa. Cred că e clar. Domnul Spână, dumneavoastră rămâneți în cadrul congresului formațiunii care urmează să aibă loc, nu mai țin minte, când secretar general al partidului? Cum se alege secretarul acolo? Vom ajunge la congres și vom decide. La nivel politic în partid nu s-a hotărât încă, da? Noi avem proceduri în partid.
democratice. Pe care le vom respecta. Vot secret, candidați, avem diferite, statutul permite diferite forme de a candida, fie pe moțiune, fie individual. Deci vom ajunge... Vreți candida la vreo funcție? În cadrul partidului? Cred că da. La? Da. Care funcție? Acum nu pot să spun. Este vicepreședinte, este secretar, ce mai este? Și atât. Nu voi candida la funcție de președinte, dacă asta vă interesează. Asta e clar, nu? Acolo e domnul Grosu și gata. Da, deci acolo este domnul Grosu și are și susținerea mea, deci ca să nu intrăm în speculații. Mm. În rest, vom vedea. Remanieri guvernamentale, urmează ceva? Remanierile guvernamentale sunt în atribuția doamnei prim-ministru și împreună cu președintele țării. Nu cred că este întrebarea corectă la mine. Zvonuri? Ați auzit ceva? Eu zvonuri, eu v-am spus și înainte de misiune, mi se pare că este o grupare întreagă care încearcă să ne certe pe interior, în interiorul partidului, în interiorul fracțiunii, în interiorul guvernării, care încearcă să facă tot felul de jocuri, de zvonistică, suspiciuni, și eu i-aș ruga frumos și pe dumneavoastră să se oprească. Nu există niciun fel de interese ascunse. Există un prim-ministru care are întreaga susținere politică și a fracțiunii, și a președintelui țării, și a guvernului și noi mergem înainte să ne facem treaba. Tare frumos spus. Cu alte cuvinte, dumneavoastră, în anul 2022, nu ajungeți prim-ministru al Republicii Moldova. De unde ți-a luat asta? Eu vă întreb. Păi v-am spus, m-am repetat mai devreme. Deci țara are un prim-ministru care are întreg suportul politic a președintelui țării, a fracțiunii parlamentare și a guvernului. Și rămâne până la alegerile ordinare din 2025. Și rămâne atât cât va decide doamna prim-ministru. Mm-hmm. Domnul premier, domnul vicepremier, iată, vedeți? V-am spus că sunteți parte acestui grup care încearcă să ne certe între noi. E mai complicat vicepremier. Spuneți ministru atunci. Domnul ministru. Așa. Ați aprobat la guvern proiectul bugetului de stat pentru anul viitor? Da. N-ați avut nimic contra, nicio obiecție a celor prezentate de către domnul ministru al finanțelor, da? Haideți să fiu și aici corect și sincer. Eu m-am ocupat mai mult de domeniile din propria mea responsabilitate, care se referă la ministerul pe care îl conduc. Am avut câteva subiecte importante pe care am insistat și aici mă refer la taxa plătită de de deținătorii de mașini ca să se ducă la primării și va crește bugetul cu 400 de milioane a primăriilor. Practic se va dubla veniturile primăriilor pentru reparația drumurilor. Un alt subiect pe care am insistat ține de reducerea sau scoaterea taxei de lux pentru telefonie mobilă de 2,5%. Am avut această discuție și cu operatorii. În schimb, am ajuns la o înțelegere pe reducerea tarifelor la roaming. Și deja suntem în consultări publice pe reducerea tarifului la roaming cu România. Îmi doresc ca până la finalul anului să avem deja înțelegerea și la anul viitor să putem avea tarife la roaming mai mici. Domnul vicepremier, cine vorbește prin roaming? Toți vorbesc prin WhatsApp-uri, chestii de genul ăsta. Cine mai folosește roaming? Cum da, WhatsApp-ul nu la fel folosește internet și când sunteți pe când ești în zonă Wi-Fi, nu? Nu, haideți, nu. Că eu poate nu călătoresc foarte mult, dar știu exact care sunt costurile. Și știu foarte bine că foarte mulți cetățeni așteaptă tarife mai mici la roaming. Altceva pe care am insistat este să avem un buget mărit pentru Fondul de Național de Dezvoltare Regională și Locală, care este, v-am spus, 770 de milioane și plus eficiență energetică, 30 de milioane. Un alt subiect pe care am insistat, să avem spațiu pentru proiecte externe de investiții în infrastructură, drumuri, poduri, apeduct, canalizație energetică și așa mai departe. Deci la primăvară încep vremurile bune. Eu cred că vremurile bune au început. Dar trebuie să, ca să fiu și corect, pentru că știu că veți scoate asta și vă zice că Andrei spune, nu crede că vremurile bune au început, dar oamenii nu le simt. Eu scot ce trebuie. Da. Adică e integral. Haideți să vă spun. Vă rog. Eu sunt de la sat și știu că la sat spune așa că lucrurile au fost de la sat. Era așa o vorbă. Pe că în țara noastră lucrurile au fost de lăsate așa o perioadă tare lungă de timp. Acum, evident, noi avem niște perioade complicate pe energetică, pe prețuri care au crescut și care poate nu chiar seamănă vremuri bune, așa cum în sensul direct. Dar din punctul meu de vedere, calitatea guvernării, în sensul schimbării anumitor oameni,
care știam foarte clar că sunt corupți. Și toată lumea știa. Faptul că anumite elemente din justiție au început să lucreze. Anumite. Nu anumite. Sunt, anumite. Păi, vedeți, eu sunt atent în declarații. Că anumite instituții au început să nu se mai comporte cum se comportau până acum. Asta, de fapt, dacă vreți, la moment se întâmplă o schimbare fundamentală la modul în care se guvernează țara. Acum, schimbarea asta fundamentală are nevoie de un pic de timp ca să producă propriu-zis acele rezultate despre pe care ar însemna, de fapt, și vremuri bune, hai să zicem direct, vremuri bune în portmoneu, la persoane, în magazin, pe stradă și așa mai departe. Și eu sunt de acord cu cetățenii că această răbdare de vremuri bune este cam la limită. Deci oamenii de 30 de ani așteaptă vremuri bune. Da, și este la limită. Și noi vedem, și noi simțim, și să nu creadă oamenii că noi nu simțim anumite nemulțumiri, anumite supărări. Noi le vedem și le înțelegem. Da? Unica ce rugăm este un pic, iarăși nu de răbdare, dar un pic de înțelegere sau un pic de să așteptăm până ajungem în momentul în care aceste schimbări fundamentale, și eu cred că o se întâmplă mai repede decât se așteaptă. Eu sunt sigur că, așa cum ați spus, începând cu primăvara sau cu imediat ce trecem și de această iarnă, care iarna în general e o situație mai complicată, vom vedea că lucrurile încet, încet se vor aranja, vom avea o justiție mai bună, oameni mai buni, proiecte de infrastructură care se vor porni. Eu dar vreau să vă spun pe domeniul meu, 10 de proiecte care s-au deblocat, pur și simplu prin faptul că s-au semnat niște documente sau s-a insistat ca lucrurile să se facă mai repede. Și vom ajunge, eu încă o dată sunt aproape sigur, vom ajunge ca și oamenii să simtă aceste vremuri bune mai aproape de ei. Domnul vicepremier, apropo de vremuri bune în portmoneu, dar cum să dăm noi știrea asta pe post fără ca lumea să-i enerveze? Iată, salariile deputaților vor crește anul viitor cu 1400 de lei. Asta prevede proiectul pe care dumneavoastră l-ați votat. Același buget mai prevede că salariul președintelui se majorează cu 1500 lei. Același proiect de buget prevede că leafa unui profesor se majorează cu 316 lei. Și mai departe, după text. Da. Trebuie să o dăm corect. Da, haideți să o dăm corect. Eu nu sunt specialist în legea salarizării, dar din ce cunosc eu, acolo a fost crescut baza de calcul a tuturor salariilor în domeniul public. Odată cu creșterea pentru toți acestei baze, dacă nu greșesc că a fost crescută cu 100 de lei de la 1700-1800, automat cresc salariile la toată lumea. Automat. Acum, dumneavoastră aveți dreptate că cel care are un salariu mai mare, un funcționar care are un salariu mai mare, va avea o creștere mai mare, cel care are mai mic va avea o creștere mai mică. Întrebarea pe care ați pus-o referitor la profesori, medici și alte categorii, nu asta este soluția. Noi trebuie să venim cu programe în care să creștem substanțial salariile. Substanțial. Când spun substanțial, mă refer cu 20, 30, 40 la aceste categorii de oameni. Da? Acum, această creștere a bazei doar cumva crește așa, un pic salariile la toți, dar noi, pentru categoriile de care le-ați menționat dumneavoastră, în anii următori, trebuie să rezolvăm problema sistemică, în care salariile lor să fie suficiente pentru cel puțin ca domnii profesori, medici, să nu plece din sistem, să rămână. Pentru că noi toți suntem de acord că avem o migrație, dacă vreți, din medici, profesori, avem școli care nu au suficient medici. Și ăsta este mesajul nostru. Noi am venit cu prima sau, dacă vreți, modificare mare ce ține de pensii. Chiar dacă suntem criticați, chiar dacă zice lumea că nu la toți a ajuns la 2000 de lei, dar în același timp trebuie să înțelegem că au fost pensii care au crescut de la 1300 la 2000 pentru prima dată. Deja e un pas, e adevărat. Da, și înțeleg, repet încă o dată, așteptările oamenilor sunt extrem de mari. Răbdarea este la limită. Dar noi vrem și vom schimba fundamental modul în care se dezvoltă această țară. Domn vicepremier, noi avem 3 minute. Vă rog, 6 întrebări, 30 secunde la fiecare. Vă rog. Când mergem să ne distrăm la Arena Chișinău? Dacă mai mergem vreodată?
O să mergem, cu siguranță o să mergem. Suntem, sper că pe faza finală, în discuție cu partenerul privat. Știu și dumneavoastră, cred că înțelegeți că sunt foarte multe întrebări la nivel de cum a fost conceput și construit acel proiect. Era normal și noi să avem aceste întrebări. Sper că în săptămânile următoare să ajungem la o înțelegere cu partenerul privat și să putem investi în căile de acces ca să deschidem această arenă. Câți bani mai trebuie acolo? Bun, acolo trebuie mai mult, dar minim cât este necesar, 1 milion de euro. Aveți canale Telegram, sunteți abonat la canale Telegram. Astăzi a apărut pe Index că guvernul intenționează să privatizeze în regim de urgență fostul aeroport civil din Bălți-Leadoveni. Știți ceva despre asta? Nu cunosc despre așa ceva și nu sunt abonat la unul sau două canale, nu foarte mult. Despre aeroportul sau prima dată auziți? Am auzit despre aeroport, dar că despre privatizare nu am auzit și nu știu dacă este informație veridică. Sunteți vaccinat, totul e bine, contra da, COVID? Da, sunt vaccinat, da. A doua doză? A doua și sper să pot face și pe a treia. La noi, marțea asta, a fost primarul general al Capitalei la emisiune și în contextul acestei pandemii a spus că doamna Ala Nemerencu este cel mai prost manager pe care l-a avut vreodată Ministerul Sănătății. Eu aș întreb replică. Dumneavoastră ca secretar general al partidului și ca membru al guvernului din care vă face parte și doamna Ala Nemerencu. Eu l-aș ruga pe domnul primar să aibă grijă de Chișinău, nu doar de trotuarele din Chișinău. Cum că replică? Dar de ce v-ați tras și Teleradio Moldova? Nu vă ajunge atâta preț cât aveți, domnul secretar al PAS-ului? Teleradio Moldova este o instituție publică, nu am tras-o noi. Sunteți de acord cu ce s-a, cu decizia Parlamentului de a o lua sub control? Este sub control parlamentar, nu este sub control a guvernului. Ca și foarte multe instituții independente, sunt sub control parlamentar. Procuratura, spre exemplu, ANIU, sunt foarte multe instituții sub control parlamentar și din câte cunosc, au mai fost în istoria Moldovei când Teleradio Moldova era sub control parlamentar. Păi, în funcție de guvernare, una vine și o ia ei, după asta vine alta și o ia ei, nu, și totuși bat joc cum pot. Nu, noi nu vorbim de bătaie de joc, dar mie mi se pare că este clar că această instituție publică nu s-a reformat și nu a făcut treabă în ultima perioadă. Eu vă promit că nici nu se reformează. Păi asta e o problemă și eu sper ca noi să ajungem totuși să avem o instituție publică de presă, o televiziune publică cât mai independentă și cât mai profesionistă. Prieteni printre avocați aveți? Avocați, stați să mă gândesc. Prieteni, asta cred înseamnă că nu ați discutat ultima dată. Ei ameninți cu proteste pentru că le majorați cotizațiile pe care trebuie să le dea de la 24.000 de lei la 27.000 de lei. Știți ceva? Da, am văzut din presă, dar nu știu dacă e vorba de cotizație, ci de contribuțiile sociale. Haideți să mă ajut, da. Nu, că totuși e lucru diferit. Sorry, pardon. Contribuții sociale care, la un moment dat, ar trebui să, așa înțeleg eu, să se întoarcă sau să fie plătite anumite plăți sociale în partea statului către acest grup. Adică nu au motive să protesteze? Eu nu cunosc, îmi vine greu să mă expun acum, au sau nu, nu este domeniul meu de competență. Pe Facebook, sunteți prieten cu fostul deputat Vasile Năstase? Cu Vasile Năstase, trebuie să verific. Probabil. Înseamnă că nu sunteți, pentru că dumnealui a scris astăzi despre dumneavoastră că vă promovați ciracii de altă dată, l-ați numit pe Vasile Șaramet, fostul dumneavoastră ajung la tineretul peledemist, în calitate de șef interimar la Autoritatea Aeronautică Civilă, deși este o decizie a Curții de Apel, prin care domnul Eugen Costei fusese restabilit în funcție. Dar nu este lăsat să-și reia activitatea. Haideți să spunem așa. Deci domnul Vasile Șaramet, cu adevărat, a fost vicepreședintele Organizației de Tineret când eu eram președinte. Activează în Autoritatea Aeronautică Civilă din 2016. În momentul în care l-am demis pe domnul Nicolaescu în baza deciziei judecății, evident că era practic unica persoană pe care am numit-o și nu am numit-o, dar am pus-o interimar până la organizarea următorului concurs pentru suplinirea acestei funcții și îl vom organiza în perioada următoare. Zilele astea am primit o scrisoare de la Inspecția Financiară referitor la domnul Coștei cu ilegalități care s-au întâmplat în perioada dumnealui și rog pe domnul Năstase și pe toți ceilalți să verifice înainte de a publica ceva. Ok. Poți să vorbim cu doamna ministru de interne, Ana Revencu. Unde a dus ea crucifixul din minister? Nu am vorbit la subiect. Planuri de sărbătoare de iarnă? Da, voi merge voi ieși în afara țării pentru un tratament.
Domnul vicepremier, eu vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost anul la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Da, eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și cu mare drag voi mai reveni. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.